If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Oh. Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No, no, no. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. No. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like a whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Yeah. Who would you guys like to have a dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. What are we having for dinner? Bine ați venit, vă spun și eu în această dimineață. Numele meu este Mihai Dumitrașcu, sunt unul dintre pastorii bisericii acesteia și dați-mi voie să vă adresez și eu această întrebare. Dacă ar fi să serviți masa cu o celebritate și acea persoană va răspunde invitației dumneavoastră, dacă e vorba despre prânzul de astăzi sau cina din seara asta, pe cine ați invita? Mă așteptam că vă invitați copiii. Pentru că asta e dorința lor, cea mai fierbinte, și a rezultat atât de bine din ceea ce tocmai am văzut. Eu călătoresc destul de mult, câteodată călătoresc singur, altădată sunt împreună cu soția, fie că ne vizităm rudele, prietenii sau suntem în concediu. Aproape de fiecare dată când ne întoarcem acasă, când deschidem ușa casei noastre, după ce o închidem, rostim ceva care sună cam așa: wow, ce bine e acasă. Asta e casa noastră. E patul nostru, e baia noastră, e bucătăria noastră. Da, a fost foarte bine în altă parte, dar nicăieri nu e ca acasă. Dar ce te faci când acasă nu mai este ca acasă? E bine, când dumneavoastră vă gândiți la cuvântul acesta acasă, ce aveți în minte? Eu, spre exemplu, mă gândesc că acasă îmi transmite un sentiment foarte puternic de siguranță. E locul unde mă simt protejat, locul unde mă simt iubit necondiționat, locul acela unde găsesc pace. Când mă gândesc la acasă, mă gândesc la acele relații de calitate, după care tânjesc, de fapt. Și oriunde m-aș duce în lumea asta, nicăieri nu-i ca acasă. Acasă este un singur loc sub soare. Aș vrea să-mi dați voie să citesc ceva, o poezie care surprinde perspectiva copiilor noștri cu privire la ceea ce înseamnă să fie iubiți. Vă rog, iubiți-mă inteligent. Dacă ar avea părinții ochi să vadă și sufletul le-ar fi mereu atent, în ochii pruncilor cu viață fadă, ar descifra mesajul cel urgent. Părinților, iubiți-mă inteligent. Nu glume, nici minciuni bomboane amare, nu vreau bunici și nici televizor. Nu-mi trebuie nici lux, nici îmbuibare, dar vreau să fiu al vostru, nu al lor. Eu știu că aveți profesii elevate, că sunteți la curent cu date noi, că aveți serviciu, că eu am de toate. Dar fiindcă vă iubesc pe amândoi, vă spun, eu am nevoie doar de voi. Aș vrea ca jucărie ochii mamei.
Nu ochii îndepărtați ai vreun unghi? Când ne întâlnim atrași de glasul foamei și nu pot sta la tata pe genunchi, mă simt ca o mlădiță fără trunchi. Nu vreau să fiu un deget ce acuză, găsind olarul singur vinovat. Am gând curat și inima refuză o bombă cu efect întârziat. Vreau să devin un om adevărat. De aceea vreau părinții mei să vadă, să aibă sufletul mereu atent, că în ochii mei, umbriți de viața fadă, să descifreze strigătul urgent. Vă rog, iubiți-mă inteligent. Nu știu ce simțiți dumneavoastră, dar eu sunt tulburat. Și aud deseori expresia asta, m-am sacrificat pentru copiii mei. Să aibă haine, să aibă ce mânca, să aibă telefonul cel mai bun, să aibă nu știu ce. Și de fapt există un strigăt profund care vine din adâncul copiilor noștri. Iubiți-mă inteligent, vă vreau pe voi, vreau relații de calitate cu voi. Există un studiu făcut de Școala Medicală Hopkins. Au studiat peste 30 de ani 1377 de studenți la medicină și au dorit să afle o cauză comună pentru 5 boli. Cumva s-a dorit a se vedea dacă este vreo legătură între aceste 5 boli și dacă e ceva care le determină apariția lor. Sunteți curioși să vedeți care sunt ele? Prima sunt bolile mentale. Apoi s-a dorit să vadă dacă e vreo relație cu hipertensiunea sau cu tumorile maligne sau cu bolile de inimă sau chiar cu suicidul. Și s-a găsit o cauză comună după ce s-a făcut acest studiu. Puteți anticipa care e cauza comună a acestor boli? Lipsa unei relații strânse cu părinții a fost cauza cea mai importantă pentru cele 5 boli. Așa am fost creați de Dumnezeu. Să avem relații și cu cât relațiile noastre sunt mai sănătoase, cu atât sănătatea noastră fizică este pe măsură. Uitați-vă la o familie unde sunt neînțelegeri, unde e conflictul acesta între părinți, între părinți și copii, mai ales în perioada adolescenței, când ușile sunt trântite, varul cade. Dar cât de frumos este să te uiți la familia aceea unde e armonie, unde e acasă când cei dragi se strâng împreună. Dați-mi voie să vă spun ceva din povestea lui Michael Jackson. Cuvintele rostite de tatăl său încă din primii ani, pe când acesta învăța să cânte, ascultați care au fost. Eu sunt tatăl tău. Eu sunt managerul tău. Să nu uiți niciodată acest lucru. Asta îi spunea tata fiului. Și ascultați ce își dorea Michael. Un tată a fost ce mi-am dorit. Un tată care să-mi arate că mă iubește. Iar tatăl meu nu a făcut niciodată acest lucru. El nu a spus niciodată, Michael, I love you, Michael, te iubesc. Încerc să mă gândesc care ar fi fost traiectoria vieții lui Michael Jackson dacă tatăl său l-ar fi abordat altfel. Dacă tata ar fi fost interesat întâi de el și nu de performanțele sale. Și dacă ar fi investit în mod necondiționat în aceste relații. Aș vrea să vă întreb, ce simțiți când vedeți imaginile următoare? Ce gânduri vă trec prin minte? Ce emoții aveți când vă uitați la imaginile astea? Rebeliune? Ce ați mai spus? De groază au spus unii. Eu citesc într-o altă notă. Din perspectiva mea, copiii aceștia, tinerii ăștia, strigă disperat. Am nevoie de atenție, sunt rănit. Mă coafez diferit, mă îmbrac diferit, mă comport diferit, pentru că vreau să strig cu întreaga mea ființă că am nevoie de apreciere.
Oh, noi suntem oameni maturi, noi ne uităm la ăștia și zicem, ah, niște păcătoși, niște... Nici nu-s vrednici să stea în comunitatea noastră, nu-i așa? Și totuși, este un strigăt disperat care vine din spatele acestor imagini. Vreau o îmbrățișare caldă, vreau să știu că îi pasă cuiva de mine, că sunt important pentru cineva. În această dimineață aș vrea să împărtășesc împreună cu dumneavoastră ceva din povestea fiului risipitor. Este o parabolă pe care o rostește Mântuitorul. Dar, deși este cunoscută ca fiind parabola fiului risipitor, în contextul temei de astăzi, când acasă nu este acasă, îmi place mai degrabă să văd parabola familiei rănite. Sau parabola familiei înstrăinate. Aici găsesc o familie disfuncțională, o familie cu relații rupte. Așa cum făcea zilnic tatăl, a urcat dealul din fața casei de unde putea vedea drumul în zare, străbătând cu privirea kilometri întregi. Întotdeauna urca dealul acela cu speranța că va putea zări o figură cunoscută care vine pe drum spre el. Gândurile lui erau de fiecare dată la fel. Un amestec de tânjire, speranță și regret. După ce urca din greu dealul acela și realiza că speranța lui a fost în zadar, se întorcea la afacerile zilnice, pentru că întotdeauna avea mult de lucru. Dar un loc rămânea mereu și mereu gol. A fost creat de plecarea de acasă a celui care a ales să se ducă cât mai departe de ai lui. Tatăl încă păstrează vie amintirea zilei în care fiul lui a părăsit familia. Tânărul și-a dorit partea de moștenire pentru a-și curi singur un drum în viață. A vrut să fie independent, să nu mai depindă de nimeni. Grea a fost decizia pe care a trebuit să o ia tatăl. Să împartă averea cu mult înainte de vreme. Și totuși, tatăl o face. Cu regret, știind că singurul lucru pe care îl poate face este doar acesta. Fiul său n-ar fi putut învăța niciodată adevăratele lecții de viață fără o asemenea experiență. Văzându-și fiul plecând de acasă, a fost cel mai dificil moment din viața lui. Știind că nu-i pregătit pentru adevărata viață. Știind că n-are experiența necesară să facă față tuturor provocărilor vieții. Și întrebarea care revenea în mintea lui era aceasta. Când se va întoarce acasă? Și totuși, când o va face, va mai fi climatul casei noastre, așa cum a fost. Aceasta este o povestire rostită de Mântuitorul nostru în Evanghelia după Luca, capitolul 15. În pilda aceasta, în familia aceasta, pe care eu o văd o familie disfuncțională, văd rebeliune. În sufletul, în inima tânărului, fiului mai tânăr, este foarte multă revoltă împotriva tatălui, împotriva autorității, împotriva tot ce era acolo. Văd în parabola aceasta relații rupte dintre tată și fiu, dintre frate și frate, răceală. În familia aceasta este tristețe. Aici găsești resentimente care au umplut între timp sufletul celor care aparțin acestei familii. Parabola aceasta sublinează plecarea fiului de acasă și lecțiile pe care noi putem să le învățăm se întoarce acasă mult mai înțelept decât a plecat, tocmai datorită experienței de viață prin care a trecut. Dar ceea ce e foarte frumos în pilda asta e faptul că în ea găsim povestea unei familii care experimentează reconcilierea. Da, familiile din lumea aceasta sunt temelia vieții. Familia biblică, de fapt, este modelul lui Dumnezeu pe care el își construiește de altfel familia sa spirituală cu fii și fiice de slavă. Un tată avea doi fii. Într-o zi, fiul mai tânăr vine acasă cu o cerere. Dorește dezbaterea moștenirii în timp ce tatăl său este încă în viață. Și în ciuda cererii nebune a fiului său, tatăl îi dă partea care îi se cuvine, așa că el își începe o viață nouă. Parabola Mântuitorului spune că
Tânărul a plecat, a călătorit într-o țară îndepărtată. Distanța relațională nu se măsoară doar în kilometri. Se pare că această distanțare a crescut cu mult timp înainte ca fiul să plece de acasă. Cu mult timp înainte, tânărul nu și-a mai dorit să locuiască sub acoperișul tatălui său. Și-a pierdut respectul pentru tată. Tensiunile dintre ei atingeau cote alarmante. Relația tată-fiu este una frumoasă, dar una complexă și greu de administrat câteodată. Fiul, de fapt, a plecat de acasă cu mult timp înainte de a-și părăsi casa fizică. El era acolo, dar, de fapt, casa nu mai era acasă pentru el de mult. După un timp, fiul și-a prăpădit toți banii și a ajuns un nimeni. După ce a trăit o viață pe picior mare, dincolo de posibilitățile lui, ajunge să aibă o muncă grea, istovitoare, din care își câștiga doar existența pentru, de pe zi pe alta, doar pentru a mânca. Dacă ne gândim la posibilitățile de a cheltui banii astăzi într-o lume materialistă în care trăim noi, este ușor să ne imaginăm cât de repede i s-au epuizat resursele. O mașină nouă, o motocicletă scumpă, mese la restaurante de fițe, distracții și apoi bani cheltuiți cu prietenii care au devenit dependenți de contul său bancar. Prietenie care a durat exact atâta timp cât el a avut bani. Nimic mai mult. Și după un serviciu cu un venit mic și fără nicio satisfacție în ceea ce făcea, a început să-și evalueze viața. De-abia avea bani pentru mâncare. Porcii, de care el între timp avea grijă, aveau mâncare mai bună decât a lui. Fără bani. Fără prieteni. Fără valoare de sine. Fără nici o perspectivă. Dumneavoastră ce ați face dacă ați fi într-o astfel de situație? Cumva te-ar împiedica mândria să te întorci acasă? Să revii acolo unde trebuie să restaurezi relații? E foarte posibil ca încăpățânarea noastră să ne îndepărteze tot mai mult de casă, de refacerea relațiilor și apoi să ajungem la un comportament destructiv, cum ar fi dependența de alcool, de droguri. Sau poate ești în dimineața asta aici și te gândești, oricum ai mei nu mă mai iubesc. De ce m-aș întoarce acasă atât timp cât ei nici măcar nu-și doresc să mă vadă pe acolo? Poate că astăzi te găsești într-o situație similară cu a fiului din această parabolă. Te-ai înstrăinat de părinți sau de cineva drag și nu te mai poți întoarce spre ei. Nici nu mai ai putere, nu mai găsești acele resurse să pui mâna pe telefon și să-l suni. Nu mai îndrăznești să te gândești că ai putea merge să te întâlnești cu acea persoană. Între timp, relația îi ruptă. Asta este o situație foarte tristă a lumii de astăzi. Suntem conectați așa de mult prin social media, dar la nivel profund suntem foarte deconectați. Poți avea sute sau mii de prieteni pe Facebook care să nu-ți fie alături atunci când treci prin momentele critice ale vieții. De aceea este vital să ai prieteni reali în carne și oase cu care să discuți sfatul cărora să-l primești, să ai o încurajare din partea lor, să fii susținut de ei. Dar asta presupune un efort. Un efort pentru că noi trăim într-o lume căzută, într-o lume coruptă, într-o lume în care păcatul domină, unde relațiile sunt rupte. Eu cred că fără excepție, toți adulții care sunteți aici, ați avut parte de cel puțin o relație ruptă. Știți despre ce vorbesc. Ați trăit-o, uneori trăiți-o, experimentați chiar acum. Nu este ușor să păstrezi o relație de calitate? Întorcându-ne la parabola Mântuitorului, ajungem de fapt la punctul ei culminant. Tânărul ajunge la momentul acela în care conștientizează starea în care el se găsește. Acasă, la tata, angajați au pâine. Eu, nici măcar ce mănâncă porci nu am, nu-mi pot permite ceea ce au. Dragii mei, cred că
Acesta este momentul în care fiecare dintre noi trebuie să realizăm că despre noi este vorba în parabola aceasta. Noi am întors spatele lui Dumnezeu. El ne-a creat pentru a avea relație cu El și asta aducea atâta împlinire în viața noastră. Ne-a creat pentru a avea relații frumoase, sănătoase, de calitate cu cei din jurul nostru, cu comunitatea. Și apoi ne-a creat să avem relații sănătoase cu noi înșine, valoarea de sine, cine suntem noi, întrebări de altfel delicate pe alocuri. Dar odată cu căderea în păcat, odată cu momentul în care părintele nostru Adam a întors spatele lui Dumnezeu, omul a avut parte de ruperea relației pe verticală cu Dumnezeu, ruperea comuniunii cu Dumnezeu. Și din acel moment, cunoașterea de Dumnezeu s-a prăbușit undeva la nivelul bănuielii, la nivelul subconștientului. Și când relația aceasta pe verticală s-a rupt, știți ce a urmat? Toate celelalte relații au fost afectate. Relația cu cei din jurul nostru, cu tata, cu mama, cu fiul, cu fica, cu bunicii, cu mătușile și unchii, cu colegii, cu vecinii, toate au fost afectate. Uitați-vă la istoria omenirii, dacă vreți o imagine macro, sau uitați-vă la istoria individuală pentru o imagine micro, ca să vedeți că, de fapt, toată lumea suferă la capitolul acesta. Și suferința aceasta este determinată de faptul că, în prealabil, relația pe verticală cu Dumnezeu s-a rupt. Și apoi vine relația cu noi înșine, nu mai știm cine suntem, cine suntem noi. Dar Dumnezeu ne-a creat pentru a fi acasă. Pentru a avea pace, pentru a avea împlinire, pentru a experimenta semnificația, pentru a trăi viața așa cum El ne-a dat-o. Și Biblia ne spune că Dumnezeu a pus în noi, în adâncul ființei noastre, gândul veșniciei. Și noi nu putem să fugim de Dumnezeu niciodată. Păcatul aduce consecințe. Păcatul aduce în viața noastră vinovăție. Vai și câți oameni trăiesc în lumea aceasta încărcată de vinovăție și apoi de frică, temeri, nesiguranță, apoi goliciunea aceea interioară foarte profundă. Dar Biblia ne spune că s-a mai întâmplat ceva atunci când omul a păcătuit și anume a apărut moartea. Și primul domeniu în care s-a manifestat moartea a fost în relația omului cu Dumnezeu. Omul a murit față de Dumnezeu, s-a separat față de Dumnezeu. Și imediat după moartea aceasta spirituală, Biblia ne vorbește că urmează moartea fizică. Toți ați fost la cel puțin o înmormântare, bănuiesc eu. L-ați auzit pe preot sau pe pastor, acolo în cimitir, rostind cuvintele din Geneza. De altfel, citându-l pe Dumnezeu, care vorbea primei perechi. Din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Astăzi noi am primit vestea că fratele tatălui meu, fratele cel mai mare, la 94 de ani, a plecat la Domnul. A avut o viață lungă, frumoasă. A fost un bărbat puternic. Dar astăzi dimineață s-a stins. Și doar peste două zile vom fi împreună cu el în cimitir și vom auzi aceste cuvinte. Din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Și într-o zi, același lucru se va spune despre mine și despre dumneavoastră. Dar amintindu-mi de un ateu pe care l-am citit când eram tânăr, care spunea, dacă aș ști că moartea este un somn veșnic, aș fi foarte liniștit. Dar mă tem, zice el, că moartea, că Biblia este adevărată. Și dacă Biblia este adevărată, eu sunt pierdut și sunt pierdut pentru totdeauna. Pentru că Biblia vorbește de o altă moarte. Moartea veșnică sau despărțirea pentru totdeauna de Dumnezeu. Sau așa cum știm noi, în termeni foarte populari, rai pentru cei ce sunt mântuiți și iad sau locuința morților sau Gheena sau locul unde este plânsul și scrâșnirea dinților sau locul unde viermele nu doarme, unde conștiința se trezește și urlă în disperare pentru că am refuzat să facem ceea ce trebuia pentru ca sufletul nostru să fie mântuit. Da, noi trăim în această lume în care păcatul este ca un hoț care vine și jefuiește tot ce-i frumos din sufletul nostru. E acea boală care te macină pe interior. E ca un șarpe care vine să te otrăvească. Și păcatul este cel care distruge, ucide. Soluția?
Iată versetul acesta care mă așteaptă de mult să mă întorc asupra lui. Fiul risipitor la porci își vine în fire și spune: mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Ce moment de umilință! Iată, l-a ajuns la capătul puterilor, pe cel care până acum s-a încrezut în propriile abilități, care între timp l-au părăsit. Realizează că nu mai poate merge în continuare în același fel. Viața e mai mult decât atât. Și acum decide: mă întorc acasă. Drumul lui ajunge la un moment crucial. Dar, dragii mei, dați-mi voie să vă spun în dimineața asta că atât timp cât respirăm, niciodată nu-i prea târziu. Dar după ce avem ultima respirație pe pământul acesta, nu mai putem face nimic. Câți de aici vă așteptați un copil să se întoarcă acasă? Înapoi la relația aceea caldă, pe care n-ați mai avut-o de mult. Poate nu ți-ai pierdut speranța în dimineața asta. Încă mai aștepți o scrisoare, un e-mail, un telefon. Visez să auzi pașii lui sau a ei prin preajmă. Știi că într-o zi lucrul acesta se va întâmpla, dar nu știi când. A fost o știre vorbind despre un bărbat de 87 de ani care s-a regăsit cu fiica lui după 40 de ani. El a divorțat pe când fata avea doar 4 ani și ultima dată când și-a văzut fata, aceasta avea 12 ani. Pentru mai mult de 40 de ani el nu și-a văzut fiica. Ea între timp a crescut, s-a căsătorit, a devenit mamă și bunică. Și într-o zi ea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe tatăl ei. Sunt Dana, fiica ta. Bărbatul a descoperit că are o familie despre care nu știa nimic. Povești din astea sunt multe sub soare. Fiul risipitor se întoarce acasă și această întoarcere vorbește despre pocăință. Vedeți, în România, când mișcarea protestantă și mai târziu neoprotestantă a venit, mesajul central al acestor mișcări, acestor biserici a fost: întoarceți-vă la Dumnezeu cu pocăință. De aceea, ca un specific care ține doar de România, eu nu l-am mai întâlnit nicăieri în lume și am călătorit, zic eu ceva, cei care sunt credincioși evanghelici sunt numiți pocăiți. Și de aici oamenii au o anumită percepție. Ce este pocăința? Vedeți, noi românii avem o parte din cuvinte din limba slavonă, cel puțin cuvintele religioase. Și slavonii au creat cuvântul caiti, care înseamnă pentru noi românii a te căi, a regreta, a-ți pare rău. Și pentru a arăta că atunci când faci lucrul acesta trebuie să-l faci într-un mod profund, au pus înaintea lui prefixul po, pocăiti, de unde avem noi pocăință. Și a te pocăi presupune să-ți pară nespus de rău pentru modul în care ți-ai trăit viața, să regreți foarte tare. De multe ori la noi, la români, pocăință înseamnă rușine, lamentare, durere interioară exprimată prin plâns și vaiet. Rețineți, cuvântul acesta se naște în cultura slavonă, acolo unde nu se pune un accent foarte mare pe gândire, pe rațiune, ci mai degrabă pe emoții. De aceea vine să sublinieze regretul profund pe care îl are cineva care trăiește fără Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cuvântul acesta din slavonă are sensul: uită-te la viața ta de până acum, la păcatele în care tu ai trăit. Uită-te la ce a făcut Dumnezeu, uită-te la dragostea lui care l-a pus pe fiul său pe cruce, care a fost răstignit în locul tău, și lasă-te zdrobit de această realitate. Și sfâșiați-vă inimile de durere aceasta pe care o vedeți, pe care o simțiți în aceste momente. Plângeți cerând iertare și îndurare de la Dumnezeu. Dar Biblia pe care noi o avem n-a fost scrisă în limba slavonă, nici măcar în limba română. Noul Testament a fost scris în limba greacă. Și acolo este un alt cuvânt pe care grecii îl folosesc pentru pocăință. Și cuvântul acesta este metanoia, care înseamnă schimbarea minții. De fapt, fiecare dintre noi suntem exact ceea ce gândim.
Gândirea pentru greci e foarte importantă. Ei bine, când Dumnezeu scrie Noul Testament, inspirat de Duhul Sfânt, exact acesta este cuvântul pe care îl folosește pentru pocăință, schimbarea gândirii. Cu alte cuvinte, dacă ți-ai trăit viața până acum într-un anumit fel, cu o anumită atitudine față de Dumnezeu și față de lume, este cazul să schimbi felul de a gândi, de a vedea lucrurile cu privire la Dumnezeu și cu privire la viața ta. Mă rog, eu la școala generală am strâns frunze de dud pentru viermii de mătase. Nu știu dacă ați mai cineva care a avut experiența asta? Ok, știți. Era un fenomen foarte interesant. Vă amintiți? Puneam frunzele de dud și era acolo larvă urâtă și grețoasă, scuzați-mi cuvântul, și respingătoare, disgrațioasă, da? Și era un proces prin care larva aceea se transforma într-un fluture frumos. Vă amintiți cum se numea procesul? Sper. Metamorfoză, da? Ei bine, exact de acolo, din aceeași rădăcină, da? Metanoia, metamorfoză. Ceva urât se transformă în ceva foarte frumos. Când Dumnezeu vorbește în Noul Testament, El vorbește despre schimbarea gândirii oamenilor. Dar Biblia, așa după cum probabil că mulți dintre dumneavoastră știți, are două părți. Ultima parte e Noul Testament, scris în limba greacă, dar prima parte se numește Vechiul Testament, care este scris în limba ebraică, în cea mai mare parte a lui. Și are de a face cu un popor pe care Dumnezeu și l-a ales ca să fie a lui și cu care a dezvoltat o relație specială, căruia i-a revelat legea sa și voia sa, poporul Israel. Dar ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei cu această națiune? Au părăsit calea lui Dumnezeu și s-au întors spre practici păgâne, au întors spatele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ridică profeți în vremuri de apostazie care se adresează acestei națiuni și îi cheamă la pocăință. Știți care este expresia pe care Dumnezeu o folosește în Vechiul Testament când îi cheamă la pocăință? Întoarceți-vă de la căile voastre cele rele. Întoarceți-vă la Dumnezeu, la revelația pe care El v-a dat-o. Încă n-am ajuns acolo. La revelația pe care El v-a dat-o. Acolo unde El vă cheamă, acolo unde El dorește să fiți, împreună cu voi, să aibă comuniune împreună cu voi. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem din căile noastre. Și acum la slide-ul pe care deja l-ați văzut. Pocăința fiului risipitor. Și-a venit în fire. Metanoia, schimbarea minții. Eu am ajuns la porci. Eu am o altă condiție. Eu am un alt statut. Și a venit în fire. Și începe pocăința cu schimbarea gândirii. Apoi, ne spune Biblia că el mai face un pas. S-a sculat. Dacă vreți, este imaginea vechi testamentală. S-a sculat și s-a întors pe drumul pe care l-a părăsit altădată. S-a întors la relația pe care a rupt-o. S-a întors acasă. Mă voi scula. Și mă voi duce la tatăl meu. Și Biblia ne spune că s-a sculat și s-a dus. Este acea schimbare care se produce în viața celui care decide să facă acest pas al pocăinței. Și apoi uitați-vă la al treilea mod în care el se pocăiește. Își exprimă părerea de rău. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Asta e căința, e regretul. Dacă vreți, modul în care noi românii înțelegem foarte bine lucrul acesta. Săptămânile trecute, și lumea noastră, dar în mod special Statele Unite, au avut un moment semnificativ care a întors privirile multor creștini evanghelici de peste tot în lume. Și anume, evanghelistul Billy Graham, la vârsta de 99 de ani, a trecut la cele veșnice. O figură foarte proeminentă. A fost numit pastorul Americii. A fost un om care și-a adus o influență semnificativă în viața nenumăratoror oameni. Am urmărit și eu, probabil că și o parte dintre dumneavoastră ați făcut-o, ce s-a întâmplat în toată perioada asta în Statele Unite. Rând pe rând, președinții Statelor Unite au avut ceva de spus. L-am văzut pe George Bush senior, în vârstă acum, care
a spus ceva de genul: Billy Graham mi-a impactat viața. Și apoi n-am mai putut vorbi de lacrimi. Apoi l-am văzut pe fiul lui, pe cel care a fost George Bush Junior, președinte al Statelor Unite, și el spune: omul acesta mi-a salvat viața. Eu am fost dependent de alcool. Mesajul pe care el l-a predicat, rugăciunea lui, m-a eliberat. Eu sunt ceea ce sunt datorită lui. Am văzut pe Bill Clinton făcând referire, deși n-a spus în mod explicit, dar pentru cei care cunosc un pic povestea lui, la acel moment urât cu Monica Lewinsky, zice: el este pastorul care mi-a spus că am greșit, dar a spus-o într-un mod în care am putut să primesc. Zice el că pe când avea, Bill Clinton, pe când avea 11 ani, mergea la școala duminicală. Și în Arkansas, unde a locuit el, a venit Billy Graham și a avut o evanghelizare. Evanghelizările lui strângeau 10.000 și pe locuri milioane de oameni care ascultau Evanghelia. Zice, învățătorul de școală duminicală ne-a mobilizat și pe noi și ne-am dus să... am jucat un anumit rol în acea campanie de evanghelizare. Zice el, n-am să uit momentul acela când cu multă pasiune Billy Graham a predicat Evanghelia și apoi la sfârșit i-a chemat pe oameni: cine vrea să vină la Hristos? Mă rog, el are o expresie foarte des pe care o folosește. The Bible says, Biblia spune că tu ești pierdut fără Dumnezeu, Biblia spune că sufletul tău este valoros, Biblia zice că Dumnezeu te iubește. Mă rog, zice Bill Clinton, când am văzut mii de oameni care au ieșit pe stadion să înceapă o viață nouă, zice, n-am să uit momentul acela. Mă rog, și dați-mi voie să mă opresc și la domnul Trump, actualul președinte. A avut și el o poveste legată de Billy Graham. Zice, când eu eram copil, am auzit de faptul că tatălui Billy Graham a făcut o întâlnire de o zi de rugăciune pe ferma lui. Mă rog, întâmplător sau de la Dumnezeu, pregătit cumva, eu împreună cu el am fost anul trecut în Statele Unite și am fost în North Carolina, în ferma lui Billy Graham, care este transformată în Billy Graham Library acum. A fost o experiență super faină. 2 ore... am făcut cunoștință cu viața, lucrarea acestui om și este un capitol întreg dedicat României acolo, să știți. Îmi pare rău că n-am pus o poză, pentru că în 1986 Billy Graham a venit în România. Sunt niște imagini căutați, le găsiți pe internet, incredibile. Românii care n-au fost anunțați, regimul comunist nu-și dorea să știe că bărbatul acesta a ajuns în România, au dat năvala oriunde a mers acesta. Și este o imagine impresionantă, cred că din Arad sau din Timișoara, unde românii sunt... Mulțumesc, ați găsit-o între timp. Wow! Imaginea asta se întâmplă în țara noastră, în 1986. În 1986, așa au ascultat. Românii flămânzi după Evanghelie. Erai prost și nebun să crezi în Dumnezeu în perioada aia. S-a râs de noi la școală pentru că credem în Dumnezeu și am fost excluși din organizațiile, mă rog, care erau. Dar românii au fost flămânzi. Mă rog, să mă întorc la Trump. Domnul Trump zice că pe ferma aceea, pe ferma lui Billy Graham, zice, s-a făcut o rugăciune de o zi ca Dumnezeu să ridice pe cineva care să predice Evanghelia. Și ghiciți ce s-a întâmplat. Chiar din familia aceea Dumnezeu l-a ridicat pe Billy Graham. Ei, Billy Graham a murit, a plecat la cele veșnice. Acum o săptămână și ceva a avut loc în mormântarea și copiii lui, 5 copii, 2 băieți și 3 fete, au avut câte un cuvânt de spus. Mă rog, în mormântările la americani nu sunt așa jalnice ca la noi. Noi ne dăm de ceasul morții, suntem gata să murim și noi. Ei își permit să spună glume, amintindu-și despre cine a fost tata și mama și, mă rog, se râde pe locuri la mormântare, sigur, pentru noi asta e blasfemie, e ok, trăim într-o altă cultură, noi trăim în cultura plânsului, a regretului permanent, a, mă rog, totul e prost la noi, totul nu e nimic bun. Ei au altă perspectivă care le dă chef de viață, poate că injectați cu ceva din optimismul lor, ne-ar ajuta și pe noi să depășim anumite obstacole prin care trecem. Mă rog, și au fost rând pe rând copiii lui, dar toți au avut de spus o poveste despre tatăl lor.
m-a impresionat enorm povestea lui Ruth Graham. Este cea de aici, este poza exact atunci când ea vorbește la mormântarea tatălui și a spune, am divorțat. Am rămas cu copii și pentru a-mi schimba viața, o lua de la început, m-am mutat departe de locul în care am crescut și după mult timp acolo, cineva mi-a făcut cunoștință cu un văduv. Și am început o relație rapidă, în forță, așa, copiii mei nu-l plăceau. Tata, zice, m-a sunat din Tokyo și mi-a spus, Ruth, nu te grăbi. Mama m-a sunat din Seattle, dacă reține-o bine minte, și zice, Ruth, nu fă pasul acesta, așteaptă să cunoști bărbatul acesta. Dar ea zice, mi-am spus, ce știu eu, ce știu copiii mei și părinții mei despre ce înseamnă să fii divorțat? Și zice, în prima zi din an m-am căsătorit, în primele 24 de ore, zice, am știut că am făcut o greșeală mare. După 6 săptămâni am urcat în mașină și efectiv am fugit de acolo pentru că mi-a fost frică că viața mea este pusă în pericol. Am condus 2 zile spre casă și întrebarea mea era cum voi da ochi cu tata? Eșuată, păcătoasă, ratată, relații rupte, n-aveam nicio perspectivă, îmi pleznea capul de durere și de întrebarea aceasta. Cum o să fie când mă întâlnesc cu tata și când te gândești că tata era Billy Graham? 2 zile a condus și când s-a apropiat de casă, casa lor era la poalele unui deal. Ce surpriza mea a fost că tata mă aștepta în parcare. Și când am coborât din mașină, tata a venit spre mine, m-a strâns în brațe și mi-a spus, bine ai venit acasă. Wow. Nu mi-a spus că sunt o ticăloasă, nu mi-a spus că sunt o păcătoasă, nu mi-a spus că sunt o ratată, nu mi-a spus nimic care să mă facă să fiu încărcată de vinovăție. Mi-a spus, bine ai venit acasă. Asta e o imagine extraordinară pe care o poate trăi cineva care a experimentat între timp crucea lui Hristos, care s-a dus acolo la cruce unde și-a făcut unde și-a refăcut relația cu tatăl. Acasă, acasă să recapătă pacea. Atunci când te duci așa cum ești la Dumnezeu, cu păcatele tale, cu stările tale, indiferent cine ești, Dumnezeu este Cel care te îmbrățișează. Și în această dimineață, Dumnezeu îți spune că te iubește, indiferent cine ești tu. Bărbat, femeie, tânăr, copil, necontând experiența prin care tu ai trecut acolo la cruce, este locul în care dragostea lui a fost desăvârșită. Pastorul Eugen tocmai cita puțin mai devreme versetul acela din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu că a murit Hristos în locul tău. Și există o tânjire în adâncul sufletului fiecăruia dintre noi după acasă. E ceva care nu găsești în dimensiunea aceasta orizontală. Sunt tot felul de perspective care se deschid înaintea ochilor noștri, care aduc cu ele speranțe, dar într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, se năruiesc. Există în schimb ceva. Ceva care se adresează adâncului din noi. Aceasta este chemarea lui Hristos care spune, vino așa cum ești, cu păcatele tale, cu eșecurile tale, cu neîmplinirile tale, cu frământările tale, cu casa ta care nu mai este acasă. Vino așa cum ești. Vino pentru că vreau să te îmbrățișez și vreau să spun că te iubesc. E tulburătoare dragostea lui Dumnezeu. Noi oamenii suntem limitați. Resursele noastre în a oferi dragoste celor din jurul nostru câteodată ajung la limite. Nu mai o putem oferi. Dumnezeu, unul dintre atributele de bază ale lui Dumnezeu este dragostea. El este dragoste. De aceea vreau să te invit la cruce în dimineața asta. Vino așa cum ești. Vino să-ți recapeți pacea. Vino să primești iertarea. Vino pentru că acolo la cruce găsești siguranță. Acolo
găsești liniștea de care ai nevoie. Acolo este locul după care tu de fapt tânjești. Așa cum sunt. Avem noi o cântare pe care vreau să o cântăm imediat. Așa cum sunt. Așa cum sunt, la tine vin. Nu-l poți ierta pe aproapele tău, pe soțul tău, pe soția ta, pe copilul tău, pe tatăl tău, pe mama ta, dacă între timp tu însuți n-ai experimentat iertarea lui Dumnezeu. Tu ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Ca să poți, la rândul tău, oferi iertare celor din jurul tău. Cei mai triști oameni sunt oamenii care nu iartă. Sunt oamenii care trăiesc în apăsare. Sunt oamenii care trăiesc certându-se cu ei înșiși, cu cei din jur, cu părinții. Am amintit ceva cu ceva săptămâni în urmă că unii au părinții morți de mult timp, dar de acolo din mormânt îi controlează, pentru că nu îi pot ierta, pentru că încă se ceartă cu ei, încă sunt nemulțumiți, încă trăiesc povara aceea cumplită. Hristos te cheamă. Vino la El. Te împiedică ceva? E ceva care te împiedică să te duci la Cel care te-a creat după chipul și asemănarea Sa și a pus în tine gândul veșniciei? El te caută, El te vrea, El este gata să-ți ofere mântuirea. Aș vrea să mă rog, vreau să mă rog cu dumneavoastră, dacă vreți să plecați capetele, aș vrea, așa cum stăm fiecare dintre noi, să privim undeva în sufletul nostru, la relațiile noastre, în mod special la relația noastră cu Dumnezeu, și aș vrea să vă rugați cu mine, dacă considerați că rugăciunea pe care eu o rostesc este rugăciunea cu care dumneavoastră vă identificați, rostiți-o în gândul dumneavoastră, rostiți-o cu aminul dumneavoastră. Doamne, Tatăl nostru ce ești în ceruri, în această dimineață stăm înaintea Ta. Așa cum suntem, cu goliciunea noastră, cu relațiile noastre rupte, cu sufletul răvășit și mintea plină de întrebări, cu nesiguranțele noastre, cu îndoielile, fricile noastre. Dar venim înaintea unui Dumnezeu care ne caută. Te rog, iartă-ne. Te rog, iartă-ne. Mântuiește-ne sufletul. Și ajută-ne la rândul nostru să iertăm pe cei care ne-au greșit. Ca să putem trăi o viață liberă. Doamne, ne rugăm pentru casele noastre. Ajută-ne să facem tot ce depinde de noi, ca în casele noastre să fie ca acasă. Acolo unde Tu domnești, acolo unde este armonie, acolo unde ne putem bucura unii de ceilalți. Ascultă-te, rog, rugăciunea noastră, Doamne. Îți mulțumim că ne asculți. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu știe inima dumneavoastră și rugăciunea dumneavoastră. Aș vrea să cântăm acum cu toții și, de fapt, să continuăm rugăciunea. Așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am. Tu-mi fii sprijin. Mă spal în sângele-ți divin. O, mielule, eu vin. Așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am. Tu-mi fii sprijin, mă spal în sângele-ți divin, o miele.
Sunt, tu mă primești așa cum sunt.